Pe parcursul săptămânii 14-20 octombrie, polițiștii rutieri desfășoară o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere, produse în special din cauza nerespectării normelor rutiere de conducătorii autovehiculor de transport public de persoane, mai mare de 8+1 locuri și de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Controlele polițiștilor au în vedere respectarea de către șoferii profesioniști a vitezei legale, utilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de reținere, funcționarea corespunzătoare a aparatului tahograf, respectarea perioadelor de conducere ori de odihnă, documentele obligatorii ale conducătorilor auto, ale vehiculelor ori cele ale operatorilor de transport. În ceea ce îi privește pe conducătorii autovehiculor destinate transportului de marfă, controlele vizează și respectarea limitei maxime admise, a greutății mărfurilor sau fixarea corespunzătoare a acestora, precum și respectarea normelor privind transportul mărfurilor periculoase.